A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt, așa spunea părintele Arsenie Boca. Iar aceasta se pare că este și premisa pe care tineretul social-democrat din Mehedinți se ghidează. Tinerii sprijiniți de autoritățile județene, dar și de cele locale, au mers în comuna vânător la o familie cu 5 copii pentru a le aduce un zâmbet pe chip în pragul sărbătorilor pascale. Bună ziua, doamnă! Am găsit! În partea tineretului social-democrat, susținut de domnul președinte Aladin Georgescu, de domnul primar, domnul Bercea, a venit la dumneavoastră cu alimente, cu dulciuri pentru copii și vă dorim să aveți sărbători cât mai frumoase și liniștite. Haideți copii, să vedem ce a adus iepurașul pentru voi. Ești astăzi pentru dumneavoastră. Uite, sunt același fără, sunt astea. Cu plăsuțe pline de alimente, jucării și hăinuțe, organizația Tineretului Social-Democrat din Mehedinți, sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de primarul comunei Vânător, Dănuț Percea, au trecut pragul casei unei familii numeroase formate din 5 copii și unde rolul de mamă îl îndeplinește cu succes bunica, deoarece, din păcate, mama micuților s-a stins din viață mult prea devreme. Că vă bucură surpriza aceasta pe care a făcut-o tineretul? Da, pentru mine ca pentru mine, dar mai mult pentru copiii ăștia. Așteptați la o asemenea surpriză? Nu. Te spune că o să aveți sărbători pascale mai fericite? Da, că îmi vin și copiii că sunt în țară, au venit în țară. Și... Spuneți-ne, am văzut că aveți nepoții mulți, cum e viața? Am și strănepoți. Nu e nici bună, nici rea. E bunicică. Că eu sunt cu grijile. Eu nu pot să muncesc. Sunt cu grijile. Și să stai cu grijă. Mă, ce-l face copiii la școală? Întârzi asta mică câteodată că se duce la al mare. Mă, fată, unde pusă-și? Păi pusă-i la Ion. Deci vă comportați ca o adevărată mamă pe tine. Da. Că și mama s-a purtat cu mine. Tot la fel. Și puteți să le transmiteți un mesaj tinerilor care v-au făcut această surpriză? Le mulțumesc și să fie sănătoși, să facă și dânsii copii, și nepoți, și să aibă și strănepoți ca mine. Mulți copii din familiile defavorizate suferă în special în pragul sărbătorilor, atunci când mesele ar trebui să fie pline cu bunătăți. Organizația TSD Mehedinți a încercat de fiecare dată să le asigure o masă caldă și să aducă un zâmbet pe buze celor cu o situație financiară precară. Ionela are 12 ani și este pasionată de pictură. Ne spune că visul ei cel mai mare este să devină o pictoriță în Paris, supranumit și Orașul Luminii. Te bucură această surpriză? Da. Nu te așteptai din reacția ta? Chiar deloc, că n-am știut. Deci a venit iepurașul la tine anul acesta? Da. În fiecare an a venit. Am văzut că ai primit acolo dulciuri. Da, dulciuri, hăinuțe, jucării și chiar mă bucur. Am înțeles că ești la școală. În ce clasă ești? A cincea. Și ce îți place ție la școală cel mai mult? Ce materie? Franceza. Îmi place cel mai mult, că nu e grea și că o înțeleg. La matematică mai mă încurc. Deci, să înțeleg că pe mai departe ai vrea să urmezi poate o carieră, să devii profesoară de franceză? Aș vrea să devin pictoriță în Franța. Tot ce îți place să pictezi? Da. Ai vrea să ajungi artist? Uite, am vrea ca visul tău să înceapă de undeva. Și vrem să înceapă de la noi. Da? Să nu vină. Sperăm să te ajute. Am te ajută și tu. Și să fie un început pentru visul tău. Ce să spun? Faci franceză la școală? Da, facem. Da? Foarte bine. Să înveți. Uite, o să-ți aduc niște cărți de franceză când mai vin pe la tine, da? Da. Îți promit. Pa. Viața este uneori mai mult decât nedreaptă, iar vremurile în care trăim devin din ce în ce mai grele. Din astfel de motive, acest grup de oameni inimoși din Organizația Tinerilor Social-Democrații din Mehedinți își îndreaptă generozitatea către familii aflate în pragul sărăciei de fiecare dată când este nevoie. De cheamă pe tine? Antonia. 8 ani. Te bucură această surpriză? Da. Deci a venit iepurașul anul acesta la tine. Da. Am văzut că ai primit acolo dulciuri. Da. Hăinuțe, jucării. Deci te bucură acest lucru. Da. În ce clasă ești tu? A întâia. Și ce îți place ție cel mai mult la școală? Ce materie? Mate. Te bucură această surpriză? Te așteptai? Da, mă bucură pentru ei. Chiar îi ajută foarte mult. E o bucurie mică pentru ei. Și, da, îi mulțumim domnului primar, tuturor care au adus câte ceva pentru ei. Te așteptai să vezi atâția tineri în prag de sărbători? Nu. Dar se pare că
mai există și suflete bune. Un dar adevărat și ușor de oferit este acela care vine din suflet, pe care îl oferi cu bucurie și care, prin faptul că l-ai oferit, îți aduce împlinire și mulțumire. Asta știu tinerii socialdemocrați din Mehedinți, care și-au unit forțele și în acest an pentru a dărui bucurie și speranță. Secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu prezent la astfel de acțiuni, întrucât pentru acesta sărbătorile sunt mult mai fericite atunci când dăruiește. Acesta și-a adunat un grup de tineri care împărtășesc aceleași principii și valori, tineri care vor să facă o schimbare. Să învățați, să fiți silitori, da. Pentru că doar așa puteți să reușiți. Să fiți cu mine și să învățați. Aș fi ascultat și pe mama, da? Un lucru foarte important. Și noi o să vă promitem că o să mai venim la acțiuni, o să mai fim alături de dumneavoastră. Domn primar, domn vice, tot timpul o să vă sprijin, o să fim și noi alături de dumneavoastră. Ca de fiecare dată, este o mare bucurie pentru mine să mă aflu în mijlocul copiilor. Astăzi, împreună cu echipa de tineret a Partidului Social Democrat Mehedinți și cu sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Alagin Ceaușescu, am reușit să le aducem o bucurie. S-au bucurat și noi am fost bucuroși atunci când ne-am văzut entuziasmul odată ce le-a trecut pragul. Sărbătorile reprezintă lipsă și neajuns, de aceea noi, tinerii social-democrat, ne dorim să le umplem masa de Paște și să aibă niște sărbători cât mai frumoase. Vreau să le urez și pe această cale sărbători fericite, Paște fericit și multă, multă sănătate, că asta este cel mai important. Este prea dureros să constați că masa ta este plină de bunătăți și a altora este atât de goală. Astfel, prin gestul lor de solidaritate, tinerii social-democrați din Mehedinți au încercat să le facă sărbătorile mai frumoase și să uite măcar pentru o clipă de problemele cu care semenii noștri se confruntă.